Cuvintele, împreună cu gândurile tale, amestecate, îți vor crea realitatea. Tot ceea ce vorbești de-a lungul vieții îți influențează decisiv viața și soarta. Dacă vei vorbi mereu despre cât de blocat ești într-o anumită situație, despre imposibilitatea ta de a găsi o cale de ieșire din aceasta, dacă vei susține într-una că niciodată nu ai noroc, că nu vei deveni niciodată bogat, ei bine, să știi că ai dreptate. Nu vei avea niciodată aceste lucruri dacă asta spui și în asta crezi. Dacă nu crezi, îți mai spun că nici măcar nu vei încerca vreodată să le obții. În loc să spui, nu știu cum să fac acest lucru, spune, sunt nerăbdător și dispus să învăț cum să-l fac. În loc să spui, mereu amând tot ceea ce am de făcut și niciodată nu-mi duc treaba la bun sfârșit, spune, sunt pe cale să găsesc ceea ce contează mai mult decât orice altceva pentru mine și atunci îmi voi face treaba cu brio. În loc să spui, sunt un ratat, spune, am eșuat, mi-am învățat lecția și atunci când voi obține un succes uriaș, acest eșec va face parte dintr-o poveste nefericită. În loc să spui, cele mai bune zile ale mele au apus, spune, tot binele meu este în fața mea și urmează să ajungă la mine. În loc să crezi că unii se nasc norocoși sau sunt favorizați într-un fel sau altul, află că tu ești capabil de orice. Află că tu poți studia și te poți dedica învățării de la oameni de succes. În fiecare zi privește-te în oglindă și spune, sunt o persoană minunată. Sunt o persoană de succes. Sunt o persoană amabilă. Sunt puternic. Sunt capabil de orice. Mă dezvolt mai mult în fiecare zi. Sunt dedicat. Sunt determinat. Nu am limite. Eu pot avea corpul și sănătatea pe care mi-o doresc. Eu voi avea corpul și sănătatea pe care mi-o doresc. Eu pot avea bogăția pe care mi-o doresc. Eu voi avea bogăția pe care mi-o doresc. Eu merit abundență. Sunt demn. Sunt mai mult decât demn. Eu pot fi semnificativ în viața altora. Eu voi fi semnificativ și voi face tot ceea ce pot mai bine. Mahatma Gandhi a spus odată, mențineți gândurile pozitive, pentru că gândurile tale se transformă în cuvintele tale. Mențineți cuvintele pozitive, pentru că ele se transformă în acțiunile tale. Mențineți acțiunile pozitive, pentru că ele se transformă în deprinderile tale. Mențineți deprinderile pozitive, pentru că ele se transformă în valorile tale. Mențineți valorile pozitive, pentru că ele se transformă în destinul tău. Atunci când cuvintele tale încep să se amestece cu gândurile tale, devin atât de puternice încât pot muta munții din loc. Tu ești creatorul propriului tău destin și acesta începe cu afirmațiile pe care tu le spui în viața ta. Vorbește mai mult în viață despre lucruri pozitive, lucruri puternice. Vorbește mai mult despre iubire și fericire în viață și vei avea mai multă iubire și fericire. Vorbește doar de bine pe ceilalți și s-ar putea să primești mai mult bine din partea altora. Dă-le viață visurilor tale. Crede că visurile tale vor deveni realitate. Acționează și trăiește ca și cum visurile tale sunt o realitate sau vor deveni o realitate în curând. Muhammad Ali a spus că va fi cel mai faimos și a devenit cel mai faimos. Nu avea nicio îndoială în mintea sa. Este exact același nivel la care și tu, cu siguranță, fără nicio îndoială, trebuie să vorbești despre dorințele și visurile tale. Sunt sănătos. Sunt bogat. Sunt înțelept. Oportunitățile mele sunt peste tot. Banii îmi curg cu ușurință. Bucuria mea este peste tot. Atrag doar oameni minunați în viața mea. Sunt binecuvântat. Sunt înconjurat de binecuvântare. Am mai mult decât suficient. Sunt plin de energie. Sunt puternic. Sunt într-o formă fizică bună. Îi influențez pozitiv pe cei din jurul meu. Am prieteni minunați. Sunt abundența infinită. Îmi cresc în mod constant veniturile. Mă dezvolt constant. Sunt din ce în ce mai sănătos și mai puternic. Relația mea devine mai puternică în fiecare zi. Am parte de mai multă dragoste și bucurie în fiecare zi.
să știi că bățul și piatra îți poate rupe oasele, dar cuvintele tale îți pot distruge visurile. Credința, gândurile și cuvintele tale, îți garantez, îți vor determina destinul. Și atunci când vei crede că nu mai poți și ți-ai atins limitele, să știi că exact acest lucru se va întâmpla. În fiecare zi privește-te în oglindă și spune: sunt o persoană minunată, sunt o persoană de succes, sunt o persoană amabilă, sunt puternic, sunt capabil de orice, mă dezvolt mai mult în fiecare zi, sunt dedicat, sunt determinat, nu am limite, eu pot avea corpul și sănătatea pe care mi-o doresc, eu voi avea corpul și sănătatea pe care mi-o doresc, eu pot avea bogăția pe care mi-o doresc, eu voi avea bogăția pe care mi-o doresc, eu merit abundență, sunt demn, sunt mai mult decât demn, eu pot fi semnificativ în viața altora, eu voi fi semnificativ și voi face tot ceea ce pot mai bine. Afirmațiile zilnice sunt utile pentru că îți reprogramează mintea, gândurile și convingerile tale. Unii dintre cei mai de succes oameni de pe pământ practică afirmațiile zilnice. Dacă vei face acest lucru în mod constant, în fiecare zi, de dimineață, înainte de a-ți începe ziua, vei dezvolta convingeri noi, iar viața ta va începe să se schimbe înaintea ochilor tăi. Chiar dacă acest lucru nu îți va părea firesc la început, cuvintele pe care le vei rosti nu îți vor părea credibile. Continuă, nu renunța. Scopul este să începi să te simți ca și cum ai avea deja acele lucruri pe care ți le dorești. Pe măsură ce îți rostești afirmațiile, simte ca și cum ai fi deja acea persoană care îți dorești să fii. Orice afirmație simți că funcționează pentru tine, notează-o. Notează-ți propriile tale afirmații și citește-le în fiecare zi. Aceasta este cheia, repetiția și trăirea la intensitate maximă a fiecărei afirmații.